7. Marele Zid 49. Templul Descărcând echipamentul de pe Bilti și instalându-l pe micuțul lor teren de aterizare din granit, Chris reuși cu greu să-și desprindă ochii de la muntele care se înălța deasupra capetelor lor. Un diamant dintr-o bucată mai mare decât Everestul. Păi, în acest caz, fragmentele împrăștiate care zac prin prejurul navetei probabil că valorează miliarde, nu milioane. Pe de altă parte, s-ar putea să nu valoreze mai mult decât, euh, ei bine, cioburi de sticlă spartă. Valoarea diamantelor a fost dintotdeauna controlată de intermediari și de producători, dar dacă o piatră prețioasă cât un munte va apărea brusc pe piață... E clar că prețurile se vor prăbuși complet. Floyd începea să înțeleagă de ce atât de multe forțe își concentraseră atenția asupra Europei. Ramificațiile politice și economice erau interminabile. Fiindcă, în sfârșit, își confirmase teoria, Vanderberg devenise din nou omul de știință devotat preocupărilor sale nerăbdător să-și completeze experimentul fără alte întreruperi. Împreună cu Floyd nu era ușor să scoți din cabina înghesuită a lui Bill T. instrumentele mai masive. Foră o mostră lungă de un metru cu ajutorul forezei electrice portabile și o cără cu grijă la navetă. Floyd ar fi avut un cu totul alt set de priorități, dar recunoscu că era mai bine să se ocupe mai întâi de sarcinile mai grele. Vanderberg n-a catadixit să adune câteva din inestimabilele bogății care zăceau în jurul lor. Până n-a instalat seismograful și a fixat o cameră panoramică de luat vederi pe un tripod scund și masiv. La urma urmei sunt niște bune suveniruri, zise el în timp ce alegea unele dintre cele mai puțin periculoase fragmente. Doar dacă prietenii lui Ross n să te ucidă ca să pună mâna pe ele. Vanderberg îl privi cu atenție pe tovarășul său. Se întreba cât de mult știa Chris și cât de mult presupunea ca toți ceilalți. Nu merită o steneală acum când secretul a devenit public. Cam într-o oră, computerele de la bursă orsoia rasna. Ticălosul erosti Floyd. mai degrabă cu admirație decât cu răutate. Deci despre asta era vorba în mesajul tău. Nu există lege care să interzică unui om de știință să facă un mic profit, dar las detaliile sordide pe seama prietenilor mei de pe pământ. Pe cuvânt, sunt mult mai interesat de munca pe care o facem aici. Dă-mi te rog cheia aia! Până să termine de instalat, tabăra Zeus de trei ori fură aproape dobărâți la pământ de cutremure. Le simțeau sub forma unor vibrații sub ei, apoi totul începea să se zguduie. Se auzea un sunet înfiorător asemenea unui geamăt care părea a proveni din toate direcțiile. Ba părea purtat chiar de aer, ceea ce lui Floydie se părea o ciudățenie extremă. El nu reușea să se împace cu faptul că exista suficientă atmosferă în jurul lor spre a permite conversații la distanțe mici fără ajutorul radioului. Vanderberg l-a asigurat tot timpul că cu erau complet nedăunătoare, dar Floyd învățase să nu se încreadă prea mult în experți. E adevărat, geologul tocmai dovedise în mod spectaculos că are dreptate. În timp ce se uita la Bilti cum se bățuie pe suporții absorbanți de șoc precum un vas aflat la discreția furtunii, Floyd trăgea speranța că norocul lui Ivan va mai dura măcar încă câteva minute. Asta-i tot se pare, rosti omul de știință în cele din urmă spre marea ușurare a lui Floyd. Ganimede primește informații de calitate pe toate canalele. Bateriile vor rezista ani întregi datorită panoului solar care le va reîncărca. M-ar mira foarte tare ca echipamentele astea să reziste în picioare încă o săptămână. Aș băga mâna în foc că de când am aterizat noi muntele s-a mișcat. Hai să ne cărăm până nu se prăbușește peste noi. Mă preocupă mai mult faptul că jeturile de propulsie or să ne distrugă toată truda, zise Vanderberg râzând. Nu există riscul ăsta. Suntem suficient de departe, iar pentru că am descărcat o greutate atât de mare, vom avea nevoie doar de jumătate din putere ca să ne luăm zborul. Doar dacă nu vrei să mai iei la bord încă niște miliarde sau milioane, să nu fim la comi. Oricum, nu-mi dau seama cât o să valoreze astea când o să ajungem pe pământ. Bineînțeles că muzeele or să înhațe cea mai mare parte. După asta cine știe? Degetele lui Floyd fluturau peste tastatura pupitrului de comandă în timp ce schimba mesaje cu Galaxy. Prima etapă a misiunii e încheiată. Bill T e gata de decolare. Planul de zbor după cum s-a stabilit. Nu fură surprinși când capitanul la plas răspunse. Sunteți siguri că vreți să mergeți mai departe? Nu uitați, decizia finală vă aparține. Orice s-ar întâmpla, eu o să vă sprijin. Da, să trăiți, suntem amândoi încântați. Înțelegem sentimentele echipajului. Iar beneficiul științific ar putea fi enorm, suntem amândoi foarte emoționați. Stai puțin, încă n-am primit raportul vostru despre Muntele Zeus. Floyd se uită la Vanderberg care dădu din numeri, apoi luă microfonul. Dacă v-am spune acum, domnule capitan, ați zice că suntem nebuni sau că ne batem joc de dumneavoastră, mai așteptați câteva ore până ne întoarcem cu mostrele. Hmm, nu prea are rost să vă dau ordine, este oricum baftă. Și din partea proprietarului care consideră nemaipomenită ideea de a merge pe țien. Știam eu că Sir Lorenz o să fie de acord, îi spuse Floyd colegului său. Și oricum, Galaxy fiind oricum pierdută, Bilti nu reprezintă un risc suplimentar prea mare, nu-i așa? Vanderberg înțelegea ce voia să spună, deși nu era complet de acord. El își stabilise reputația științifică, dar dorea să se bucure de ea în continuare. A, că veni vorba, zise Floyd. Cine-i Lucy, cineva anume? Din câte știu eu, nu. Am dat peste numele ăsta într-o operațiune de căutare pe computer și am hotărât că poate deveni un nume de cod reușit. Toată lumea va bănui că e ceva în legătură cu Lucifer, ceea ce e doar jumătate din adevăr și poate induce zdravă în eroare. N-am auzit niciodată de ei, dar cu o sută de ani în urmă exista un grup de cunoscuți muzicieni cu un nume foarte ciudat, Beatles, adică B-A-T-L-E-S. Iar ei au compus un cântec cu un titlu la fel de ciudat. Lucy in the Sky with Diamonds. Straniu, nu e așa? E ca și cum ar fi știut. Conform radarului de pe Ganimede, pava navei țieni era situată la 300 de kilometri vest de muntele Zeus către așa numită zonă de crepuscul și ținuturile reci de dincolo de ea. Ele erau în permanență reci, dar nu întunecate jumătate de timp erau strălucitor luminate de îndepărtatul soare. Însă chiar la sfârșitul îndelungatei zile solare de pe Europa, temperatura era cu mult sub punctul de îngheț. Având în vedere că apa sub formă lichidă putea exista doar în emisfera situată cu fața spre Lucifer, Regiunea din mijloc era bântuită de furtuni și ploi, iar Lapovița și Ninsoarea își disputau întâietatea. De-a lungul jumătății de secol de când s-a produs dezastruoasa aterizare a navei s-a deplasat aproape o de kilometri. Probabil că a plutit ca și galaxii. Timp de câțiva ani pe nou creata Marea Galilei înainte de a se opri pe țărmul ei pustiu și neprimitor. Floyd captă ecoul radar în momentul în care Bilti se pregătea să-și încheie prin aterizare cel de-al doilea salt de-a lungul Europei. Semnalul era surprinzător de slab pentru un obiect atât de mare. În clipa în care ieșiră din nori înțeleseră explicația. Epava navei tien primul vehicul spațial cu echipaj uman care aterizase pe un satelit al lui Jupiter se afla în mijlocul unui lac mic circular. În mod clar artificial și legat printr-un canal de mare aflată la nici 3 km departare. Rămăsese doar scheletul și nici măcar acesta întreg. Carcasa fusese înlăturată cu minuțiozitate. Dar cine o fi făcut această operație, se întrebă Vanderberg. Nu se vedeau semne de viață acolo. Locul părea ca și cum ar fi fost nelocuit de ani de zile. Și cu toate acestea el n-avea nici cel mai mic dubiu că ceva dezgolise pava cu o precizie aproape chirurgicală. E clar un loc bun de aterizare, zise Floyd, așteptând câteva secunde să capete încuvințarea din cap aproape absent a lui Vanderberg. Geologul deja filma cu videocamera tot ce se vedea. Bill T. se așeză fără efort lângă la chiar ei priviră peste apa rece și întunecată la acel moment al impulsurilor exploratorii ale omului. Nu părea să existe vreo cale convenabilă către epavă, dar acest lucru nu avea importanță. După ce și-au pus pe ei costumele, au dus coroana la malul apei, au ținut-o solemn timp de o clipă în fața aparatului de filmat, apoi au aruncat-o în semn de tribut al echipajului de pe galaxii. Fusese minunat meșteșugită cu toate că singurele materii prime disponibile fusese răfoița de metal, hârtia și plasticul, putei crede cu ușurință că florile și frunzele sunt reale. Peste tot se vedeau note și inscripții, multe dintre ele fiind scrise în scrierea veche, dar acum demodată și nu cu caractere romane. În timp ce se întorceau la Bilti Floyd Rosti gânditor. Ai observat că nu mai rămăsese metal deloc, doar sticlă, plastic și materiale sintetice. Dar coastele și traversele de sprijin din amestec, majoritatea din carbon și bor. Cineva pe aici e foarte însetat de metale și știe să le recunoască atunci când le vede. Interesantă! Foarte interesant gândi Vanderberg. Într-o lume în care nu poate exista focul, metalele și aliajele sunt aproape imposibil de realizat și la fel de prețioase ca și... Da, diamantele. Când Floyd raportă la bază și primi un mesaj de recunoaștere din partea ofițerului Doi Chang și a camarazilor săi, el ridică naveta Bilti la o de metri și continua spre vest. Ultima tură, zise el. N-are rost să urcăm mai sus, o să ajungem acolo în zece minute. Dar nu o să aterizez. Dacă marele zid e ceea ce cred, aș prefera să mă abțin. O să facem o survolare rapidă și o să ne îndreptăm spre casă. Pregătește aparatele de filmat. S-ar putea să fie mai important decât Muntele Zeus. Și adaugă el pentru sine. E posibil ca în scurtă vreme să aflu ce a simțit bunicul Heiud nu prea departe de aici acum 50 de ani. O să avem multe de discutat când o să ne vedem peste nicio săptămână dacă lucrurile merg bine.